În conferința de presă susținută astăzi la Deva, reprezentanții Noii Republici au declarat că nu contestă persoana, ci profilul public și gestul promovării. Nu contestă nimeni faptul că experiența actualului director al Poliției Locale Deva poate fi utilă, dar într-un cadru informal, nici de cum într-un post de conducere. Liderii filialei județene critică faptul că actuala administrație locală, în loc să promoveze tineri școliți în domeniu, propulsează un fost nomenclaturist apropiat al familiei Ceaușescu. Nu criticăm neapărat persoana domnului Ilie Lavu, criticăm mecanismele prin care un om de genul ăsta a putut deveni la 23 de ani după Revoluție să revină pe un asemenea post. Credem că obiectivele Revoluției Române prin această numire și au fost eludate și toți cei care și-au dat viața la Revoluție așteptau altceva. Reprezentanții Noii Republici cred că astfel de promovări vor continua să descurajeze pe toți tinerii care au pregătirea necesară. Credem că e un gest de lipsă de respect față de toți tinerii care au vrut să facă o carieră în poliție. Demisia lui Ilie Lavu din funcția de director al Poliției Locale Deva ar fi un gest de onoare, sunt de părere membrii filialei județene Noua Republică Hunedoara.